Liberalii dâmbovițeni s-au strâns la Casa de Cultură a Sindicatelor din Târgoviște pentru festivitatea de lansare a candidaților la alegerile locale. La manifestare a fost prezent copreședintele PNL Vasile Blaga, iar copreședintele Alina Gorghiu i-a salutat pe dâmbovițenii de la București. Trebuie să fim astăzi, dragii mei colegi din sală, acel partid care să construiască un viitor mai bun pentru țara noastră. Suntem partidul schimbării, partidul care are obligația să modernizeze România și avem nevoie de această modernizare pentru a obține bunăstarea românilor. De aceea, toate administrațiile locale liberale vor fi, din data de 6 iunie, administrații ale modernizării. Discursurile, în mare parte acuzatoare, rostite de pe scena Casei Sindicatelor din Târgoviște, s-au îndreptat cu precădere asupra actualei administrații PSD a județului Dâmbovița. Liberalii au vorbit și despre proiectele pe care le propun alegătorilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Vă mulțumesc că ați venit într-un număr atât de mare! Astăzi, împreună cu dumneavoastră, deschidem drumul spre victorie! Cu voi vom scoate județul din sărăcie. Dacă voi fi ales primar al Târgoviștei, voi fi primarul tuturor, indiferent de culoare politică. Un primar al tinerilor și al vârstnicilor, un primar al locuitorilor din centru, dar și al celor din cartiere, al salariaților din instituțiile publice, dar și al angajaților din mediul privat. Vreau să fiu un primar pentru toată Târgoviștea și un primar care va asigura un viitor Târgoviștei. Domnule copreședinte Vasile Blaga, doamnelor și domnilor, stimați colegi, sunt cuprins de o adâncă emoție generală, de mare răspundere la care se cheamă încredere electorală a electoratului nostru al Partidului Național Liberal. Iar în virtutea acestui fapt, ținta Partidului Național Liberal nu este numai câștigarea alegerilor, ci dincolo de acest moment, obiectivul nostru de altfel, cel mai important este dezvoltarea acestui județ. Copreședintele PNL Vasile Blaga mizează și pe faptul că poziția pe buletinul de vot ar putea constitui un avantaj la alegeri. Aveți cea mai puternică echipă de candidați pentru alegerile locale pe care am avut-o vreodată în Dâmbovița și ei sunt pe scenă, o parte din sală, sunteți dumneavoastră. Cei care candidați numai pentru funcție de primar și consilier județeni, ci pentru toate funcțiile de consilier ne batem în județul Dâmbovița ca în toată țara. Și apropo, vreau să-l corectez pe anfitrionul nostru, nu numai în Dâmbovița, nu numai în Târgoviște și la Consiliul Județean suntem pe locul întâi pe buletinul de vot. Suntem în Dâmbovița, în toate localitățile, pe locul întâi în buletinul de vot. La eveniment au fost prezenți liberali din toate colțurile județului.